Zi importantă pentru creștinii din țara noastră, preoții ortodoxi și cei romano-catolici pomenesc intrarea Maicii Domnului în biserică. Este una dintre primele sărbători ținute în postul Crăciunului, iar tradițiile legate de această zi variază de la o regiune la alta. În popor, sărbătoarea de astăzi este cunoscută și sub denumirea de Sărbătoarea Vovideniei. Copiii pun crengi de măr în vase cu apă, iar ramurile înflorite vor fi folosite în noaptea de Revelion ca sorcove. Conform tradiției, de astăzi începe și sezonul de iarnă, iar preoții au organizat parastase în biserici și ne sfătuiesc să avem aprinse candele sau lumânări în case. Totodată, astăzi este și dezlegare la pește.